s-au luat la bătaie în plină stradă. Este vorba despre doi participanți la trafic de 29 și 46 de ani, care și-au aplicat mai multe lovituri reciproc, după ce bărbatul de 29 de ani, la trecerea de pieton de la intersecția străzii Numa Pompiliu cu strada Horia, nu a acordat prioritate celuilalt bărbat. Inițial, conflictul dintre cei doi a fost unul verbal, însă lucrurile au degenerat și cei doi s-au lovit reciproc. În acest sens, polițiștii biroului de ordine publică au intervenit pentru aplanarea conflictului. Cei doi au fost conduși la sediul poliției, iar la testarea cu aparatul etilotest, conducătorul auto de 29 de ani avea o concentrație alcoolică de 0,53% miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. De altfel, în urma testării cu aparatul drug test, bărbatul a reacționat pozitiv la substanțe psihoactive, respectiv cocaină. Astfel, pe numele șoferului a fost deschis dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și lovire sau alte violențe.